spune că altarul de suflet al neamului românesc s-ar afla în Țara Morților, acolo unde eroul de aur al Ardealului, Avram Iancu, a făcut să vibreze istoria, în mirifica Țara Iancului, pe comunicația Brad-Arad, unde Crișul Alb de naștere Canalului Morilor te întâmpină cu măreție fereastra către dorul Iancului, ansamblu sculptural realizat de dalta măiastră a sculptorului Mihai Buculei. Vestind cu măreție, atenție, suntem la Buteni, drum drept și lumină. Bine v-am regăsit! În primul rând vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, telespectatorilor, pentru că mă primiți în casele dumneavoastră în fiecare duminică. Și în al doilea rând aș vrea să salut pe cei care îmi scriu. Sunt oameni plecați de mult din satul lor, din Statele Unite și Germania, și să le spun pe această cale că îi așteptăm să se întoarcă cu drag acasă. Azi v-am adus la Buteni. O să mergem să vedem ce ne-a pregătit domnul primar pentru emisiunea de azi. Astăzi o să facem un tur al comunei în ceea ce privește cultura și nu numai. O să mergem prima dată la Cămin, unde o să vedeți un grup de dansatori care s-au înființat cu mult timp în urmă. La bibliotecă, unde o să stăm de vorbă cu bibliotecarea și un grup de copii. La școală, cu domnul director, și iar o să vă spună ceva despre școală și despre planurile școlii în anul 2009. La biserică, unde o să stăm de vorbă cu părintele Ciucur și cu un grup de soliști, un cor al bisericii care va interpreta 2-3 cântări bisericești. La Biserica Baptistă, unde sperăm ca domnul pastor să ne aștepte și să ne primească, să ne spune și el 2-3 vorbe. La muzeu, unde o să facem un popas poate mai lung, unde o să prezentăm tradițiile și Buteniul de ieri și Buteniul de azi și Buteniul de mâine. La domnul profesor Someșan o să ne prezinte ceva despre cum a fost mai de mult la Buteni. O situație deosebită și o să vedeți un domn profesor care se pricepe la anex, spune tradițiile și ce a fost bun la Buteni mai de mult. Planurile de viitor sunt mărețe, sperăm să le putem duce la bun sfârșit. Comuna Buteni a avut de-a lungul timpului diversi primari care au avut sau n-au avut legătură cu comuna asta. Eu am candidat într-adevăr de mai multe ori, butincenii în general, deci mă refer la toate satele din comuna Buteni, mi-au dat, cum să zice, girul ca să fac ceva pentru comunitatea lor și eu consider că am început destul de bine, voi continua mai bine, zic eu, prin ceea ce vrem să facem, printr-un program măreț, canalizare, asfaltări, o să fie reparații, cămin cultural, terenuri de sport, primărie, deci un program măreț care dorim noi să-l ducem la bun sfârșit în primul nostru mandat. Sperăm să fie doar primul, să nu fie doar primul, să fie mai multe și să putem să facem ca această localitate, această comună, în general, cu toate satele aparținătoare, Cuiet, Păulean, Berindia, să fie cu adevărat o comună prosperă și o comună deosebită pe Valea Crișului, așa cum a fost de-a lungul timpului. Oricum se știa de mult că Buteniu este un centru de plasă, deci o comună mai răsărită pe Valea Crișului Alb. Așa cum ne-a promis domnul primar, ne-a dus la Căminul Cultural, unde ne-au fascinat dansatorii cu frumoasele lor costume populare. Thank you.
De când am început să realizez această emisiune, am sfătuit fiecare primar din județ să crească copiii de mici cu dansurile. Iată că la Buteni am găsit acest lucru, am alături de mine piticii din Buteni. Ia să vedem, câți anișori ai? 6. Și cum te cheamă? Tania. Pe tine? Iulia. Maria. Maria. Și pe tine? Mari. Sunt emoționați copila și sunt foarte frumoși. Aș vrea să vorbesc cu toți, dar nu avem timp. Promitem să mai venim și altă dată să stăm de vorbă. Îți place să joci? Da. Mult? Foarte. Și ție? Da, da. Am inițiat în această toamnă, în toamna anului trecut, prin noiembrie, și după o lună și jumătate deja i-am și băgat pe scenă la primul spectacol care a avut loc la de sărbătorile de Paște. În principal, eu sunt foarte mulțumit de prezența lor, de educația lor, de spiritul lor, de înțelegere, de tot. Am văzut că la cei mici n-ați folosit muzică, ați folosit o bâtă, ca să-i spun așa. De ce? Fiindcă această bâtă, cu această bâtă am fost și eu instruit la rândul meu când am fost de vârsta lor și duc tradiția până la capăt. Și în privința muzicii nu pot să spun nimic, pentru că înainte cu 2 săptămâni de spectacol am să-i aduc orchestra pentru repetiția cu muzica. Am înțeles, dar este un foarte mare lucru să știe să danseze copiii pur și simplu după ritm, fără muzică. Cum îi crești, așa e. Așa este și tot alături de noi se află și domnul referent cultural care se ocupă de muzică, după cum ați văzut și dumneavoastră. Ne spuneți și dumneavoastră câteva cuvinte despre acest grup? Da, vrem să aducem tradiția folclorului butincean pe cele mai înalte culmi a noastre zonale și prin acești copii vrem să arătăm că tradiția noastră nu va muri niciodată. Un lucru extraordinar și acum o surpriză. Ideea a aparținut unei tinere domnișoare, din câte am înțeles, a domnișoarei Patricia, pe care o să rog să vină lângă mine.
Bine te-am găsit, Patricia. Spune-mi... Bine ați ajuns pe aici, pe la noi. De unde ideea? Noi am mai făcut dansuri populare împreună cu domnul Dan Broștean, domnul nostru instructor. Și în toamna aceasta, împreună cu încă câțiva dintre foștii dansatori, ne-am hotărât să începem. Bineînțeles că fără ajutorul domnului nostru instructor, care a avut bunăvoința de a reveni printre noi și a ajuta și a continua aceste dansuri, n-am fi reușit. Și sperăm să funcționeze în continuare ambele ansambluri, și cei mici și cei mari. La Buteni a învățat să citească și să scrie marele om politic Teodor Meleșcanu. Am venit și noi la biblioteca din Buteni, care are în evidență 12.712 volume de carte. Această bibliotecă a luat ființă în 1968. Avem în jur de 13.186 de volume de cărți. Literatură română, literatură universală, este frecventată de copiii din ciclu primar, gimnazial, inclusiv studenții.
Dar vreau să amintesc că pe lângă acești copii minunați care vin zilnic la bibliotecă, avem și pensionari, casnice și șomeri. Mai puțin, dar, mă rog, vizitează și ei bibliotecile, biblioteca comunală și studiază. Avem o legătură foarte bună cu școala. Avem o bibliotecă și la școală, dar nu așa de mare cum este la comună. Deși am filmat sâmbătă, la primărie ne-au așteptat viceprimarul, referentul achiziții și consilierii locali. Adoptiv al Butenului, sunt născut undeva pe Valea Chișului, mai în jos, la Ineu, și am venit în localitatea Buteni în 1987. De atunci lucrez aici, în zonă, și am fost consilier în mandatul 96-2000, iar din 2008 sunt din nou consilier la Primăria Buteni. Sănătatea oamenilor din Buteni nu este nici mai rea, nici mai bună decât sănătatea altor oameni din partea locului, din județul nostru sau chiar din țara noastră. În principal, oamenii sunt, mai ales cei în vârstă, sunt cu afecțiuni cronice. În proporție de aproximativ 30-40% dintre oamenii în vârstă sunt cu afecțiuni cronice care necesită un tratament. În fiecare lună se prezintă la cabinet și prescriu tratamente. Tratamentele sunt destul de costisitoare, deși Casa de Asigurări de Sănătate mai nou acoperă, pentru cei care au pensii mai mici, acoperă 90% din costul medicamentelor și din medicamentele care sunt pe lista B. Este foarte important să spun că oamenii sunt extraordinar de stresați, în general toți oamenii sunt stresați și le este frică de ziua de mâine. Asta este conotația negativă care participă efectiv la starea de sănătate, la agravarea stării de sănătate a populației, nu numai din Buteni, ci din toată zona și chiar din toată țara. În 1755 se înființează protopopiatul Buteni, ce cuprinde 88 de comune cu 40 de biserici, 52 de parohii și 1997 de case. În 1927 se pun temeliile Bisericii Ortodoxe, care se finalizează în anul 1929. Având dimensiunile unei adevărate catedrale, poartă hramul Bunei Vestiri. Ortodoxia la Buteni are rădăcini adânci. Actuala vatra satului este atestată în jurul anului 1334. Atunci satul era compus din încă două cătune, cătunul Barda și Groș, care aveau și ele biserici, bineînțeles biserici de lemn. La anul 1728 s-a sfințit o biserică din lemn pe o altă vatră, nu pe vatra actualei biserici, la marginea satului. Actualmente acolo este construit dispensarul veterinar,
Până în anul 1802, în 1802 a fost construită o nouă biserică din zid, care a servit ca locaș de închinare până la anul 1929. Actuala biserică este construită între anii 1927-1929, doar în 2 ani a fost construită această catedrală a Văii Crișului Alb. Din strădania credincioșilor, în timpul unui vrednic slujitor, protopopul Florian Roxin, originar din Bihor, din Ciumegiu, care la vremea de atunci era în Senatul României. Strădaniile credincioșilor au fost întotdeauna depuse cu toată dragostea și căldura sufletească, având aici tradiții deosebite față de alte localități, referitor la credința drept-măritoare, apoi la tradițiile corale pe care le avem, începând din anul 1881, este atestat corul bisericesc, care funcționează fără întrerupere. Avem două coruri bisericești, cor bărbătesc, cor mix și fanfară, din anul 1926. La altarul bisericii au slujit preoți vrednici. Avem la Buteni tradiția că au existat protopiat în anul 1755. La Buteni era protopiatul care cuprindea 52 de parohii și 82 de biserici erau cuprinse în actele pe care le deținem în istoria bisericii noastre. Actuala biserică este locașul de cult în care credincioșii preamăresc pe Dumnezeu și în care în fiecare duminică și sărbătoare ne adunăm spre a-L cinsti pe Dumnezeu și alături de corul bisericii noastre avem această tradiție corală și în cursul săptămânii, dacă avem o sărbătoare, corul bărbătesc este cel care dă răspunsurile la Sfânta Liturghie. Actuala biserică a fost împodobită cu pictură între anii 1946-1948. Pictorul Cornel Cenan a realizat această pictură, este în tehnica tempera. Noi am dorit ca să o restaurăm, dacă ar fi posibil, dar baza este cam șubredă și cu timpul va trebui ca să o împodobim cu o altă pictură. Dorința noastră ar fi ca să fie o pictură în frescă, acum Dumnezeu va rândui. Momentan avem lucrări exterioare de reparații la biserică, pe care îngăjdim că în cursul acestui an le vom finaliza. Și una din școlile de la Buteni, o școală modernă dotată cu aparatură de ultimă generație. La școală la Buteni, alături de mine, l-am pe domnul director Palcu Teodor, care ne va vorbi puțin despre școala de la Buteni.
Bine ați venit la Școala de la Buteni, școală reabilitată în 2008. De asemenea, cu altă școală care în anul acesta se va termina. Vreau să vă spun ceva despre învățământul din localitatea noastră. Învățământul localității Buteni este destul de bogat. Faptul că Școala Generală Buteni coordonează mai multe unități școlare, deci din satele Cuiegi, Păulean, Berindia și, bineînțeles, Școala de Centru Buteni, are un efectiv de peste 350 de elevi. În anii de când sunt în această localitate, din 1980, eu împreună cu celelalte cadre didactice am căutat să ridicăm nivelul intelectual al copiilor din localitatea Buteni. În cei 3 ani de când sunt numit director, am realizat împreună cu comunitatea din Buteni și, bineînțeles, coordonați de către cei 2 primari care am avut în această perioadă, am realizat cele 2 școli, am o sală de sport, am îmbunătățit baza materială a școlii de la Cuieni cu 11 calculatoare și introdus internetul. Aici, la această școală la care filmăm acum, avem un cabinet de informatică deosebit cu internet. Iar sala de sport sperăm ca în decurs de 2 săptămâni să o inaugurăm. Să vorbesc și despre rezultatele copiilor noștri. Din cele observate, copiii noștri au deprinderi de toate felurile, începând de la deprinderile de a lucra frumos, de a învăța, au deprinderi motrice. Vreau să vă spun, fiind și profesor de educație fizică, în anul 2006 copiii noștri au obținut locul 2 pe țară cu echipa de fotbal. Tot în această perioadă avem și unele probleme destul de, să nu zic grave, cu integrarea acestor copii de romi. Pentru a îmbunătăți activitatea lor, suntem una din școlile care am deschis cursuri pentru acești copii, deci numit a doua șansă. Acești copii vin după masa, de la orele 5-6, după ce își termină activitățile obștești prin sat, pe unde sunt angajați, vin și învață literele exact.